găsit la retrospectiva știrilor Mix TV. Sunt Iulia Bobaiță și vă invit să urmărim o sinteză a celor mai importante evenimente din această săptămână. Brașovenii pot depune cereri la Direcția de Asistență Socială pentru acordarea tichetelor valorice în valoare de 1.500 de lei în cadrul proiectului intitulat Trusou Nou Născut. Acesta a fost aprobat anul trecut de reprezentanții primăriei. Valoarea tichetelor a fost stabilită în urma unui studiu al Direcției de Asistență Socială. Părinții trebuie să respecte câteva condiții pentru a obține banii. Cel puțin un părinte trebuie să aibă domiciliul stabil în Brașov și nașterea să fie înregistrată într-o maternitate din același oraș. Actele necesare obținerii unui astfel de tichet sunt cerere tipizată, actul de identitate al solicitantului, copie și originalul pentru verificarea conformității, actul de identitate al celuilalt părinte, copie și originalul, certificatul de naștere al copilului, copie și originalul pentru verificarea conformității. Actele menționate sunt unele obligatorii. În cazul în care nu prezentați unul dintre acestea, riscați să nu primiți tichetele sociale. Cererile se pot depune fie la sediul Direcției de Asistență Socială de pe strada Panselelor numărul 23, fie prin corespondență poștală sau e-mail la adresa dasbv@dasbv.ro în format scanat. Elevii de la Școala Profesională Germană Kronstadt vor avea în curând cămin unde se vor putea caza. A fost avizată construirea clădirii pentru cei care învață la această unitate de învățământ. Municipalitatea se va implica în realizarea construcției, iar dotările vor fi făcute cu sprijinul unei asociații. Construcția va avea subsol, parter și 9 etaje în care vor putea fi cazați aproximativ 300 de elevi. De asemenea, în cămin vor exista și spații de cazare pentru profesori invitați, 2 săli multifuncționale pentru studiu individual, întâlniri sau conferințe. S-a eliberat acest aviz pentru această investiție. Parteneriatul care știți bine că l-avem cu clubul, cu școala, cu grupul economic, cu firmele, am avansat și aici, proiectul este avansat pentru că ei au o anumită parte ca și responsabilitate. Noi, pe baza acestor documentate, să punem pe lista investiții și acest obiectiv și anul acesta să demarăm procedura de licitație privind această investiție. Școala Profesională Kronstadt este prima în sistem dual din Brașov și a devenit model de bună practică în toată România. Oana are 31 de ani și este învățătoare de 10 ani. Aceasta predă la școala numărul 13 din Brașov. Inteligența emoțională este ideea unui proiect de mare amploare pe care Oana îl propune mai multor profesori, dar și părinți. Speră astfel să aducă o schimbare nu doar la nivelul învățământului, ci și pentru fiecare copil. Conștientizat foarte repede care este menirea ei, să transmită un exemplu elevilor prin tot ceea ce înseamnă ea ca dascăl. Așa că pentru a reuși, a devenit înainte de profesor prietenul de nădejde al elevilor, oferindu-le astfel oportunitatea tuturor celor implicați să se dezvolte, să devină capabili, să-și identifice emoțiile, să le gestioneze, să știe să ofere și să primească feedback constructiv și, bineînțeles, să fie relaxați având încredere în ei. Unii profesori sunt agresivi și așa schimbă și starea noastră, emoția. Am început să le mărturisesc faptul că mie nu-mi place să țipe cineva la mine și pentru că nu-mi place să țipe cineva la mine, drept urmare, nici eu nu voi țipa la ei. Știu, poate că și mi se spune că durează fâția foarte mult timp și este obositor să faci asta ca și dascăl, dar numai așa am obținut rezultatele.
În urmă cu 13 ani, când era încă studentă, a început să se întrebe de ce în viața de zi cu zi se întâmplă ca oameni cu un coeficient de inteligență ridicat să nu facă față greutăților, în timp ce alții cu un coeficient de inteligență modest să se descurce surprinzător de bine. Așa a descoperit importanța acestui subiect, inteligența emoțională și asertivitatea. Furia este... poate fi o mică scânteie care să aprindă un spațiu mare. Inteligența emoțională a fost un opțional pe care l-am desfășurat anul trecut. Am elaborat o programă de opțional și am desfășurat activități care vizau dezvoltarea inteligenței emoționale. M-am folosit de experiențele lor personale, de situații concrete și am realizat astfel de activități. I-am învățat ce înseamnă emoțiile, că e normal să trăim și emoții pozitive și emoții negative. Important e să știi cum să le gestionezi și să știi de ce simți asta. Am discutat ce înseamnă să ai un comportament pasiv, agresiv și ce înseamnă să fii asertiv, să spui ceea ce gândești fără ca ceilalți să se simtă ofensați. Oana ne-a mărturisit că, indiferent de personalitatea și talentul elevului, activitățile trebuie gândite în așa fel încât copiii să se simtă bine, să se distreze și să plece încântați de la ore, cu dorința de a produce schimbări în comportamentul lor. Pentru mai multe informații, dar și modalități de înscriere referitoare la acest proiect, puteți afla accesând pagina oanaoana.ro. Cultura s-a mutat la Brașov. Lansări de carte, albume muzicale, expoziții și spectacole. De asta se pot bucura brașovenii care ajung la aula Universității Transilvania. Aici s-a deschis cea de-a 16-a ediție a Târgului Internațional de Carte și Muzică, așa că iubitorii de lectură care vor să-și înnoiască biblioteca vor avea de unde alege. Cea de-a 16-a ediție a Târgului Internațional de Carte și Muzică se mută în acest an la Aula Transilvania Brașov. Vizitatorii târgului vor putea face cumpărături fără a sta prea mult pe gânduri. Și asta pentru că organizatorii le promit oferte de nerefuzat care constau în reduceri de prețuri. Sunt sigură că rândurile aulei vor deveni neîncăpătoare pentru toți cei care vor dori să o asculte, de aceea vă invităm să veniți din timp și să vă bucurați de tot ce are acest târg să vă ofere. Iată că după o perioadă de timp parcursă în era digitalizării, cartea se află în continuare în topul preferințelor, deoarece a rămas și va rămâne cea mai sigură sursă de informare pentru noi toți. Mă bucur că avem acest eveniment în municipiul Brașov. Invit toți brașovenii să fie prezenți la acest eveniment și până la urmă cred că este un lucru important ca noi, municipalitatea, să sprijinim astfel de evenimente pentru cultura brașoveană. Am uitat să mai citim. Trebuie să ne întoarcem la cărțile noastre. E frumos și cum miroase cartea. Este nemaipomenit. Ați găsit ceva interesant? Da, da, am luat ceva, dar să ne întâlnim la început. Cu siguranță plecăm de aici cu câteva cărți bune. Citesc foarte mult și de pe internet, dar vechea dragoste tot cartea rămâne. Pe lângă nenumăratele lansări de carte și recitaluri, un moment important al ediției din acest an îl constituie festivitatea de decernare a premiilor Unirii Scriitorilor din România, filiala Brașov. Târgul Internațional de Carte și Muzică va fi deschis până pe 24 martie. Îi inspiră pe oameni și îi ajută să facă schimbări importante. Lucrează în fiecare zi cu cei aflați în situații de risc. Vorbim despre asistenții sociali care au fost sărbătoriți miercuri în cadrul unui eveniment deosebit cu prilejul Zilei Mondiale a Asistenței Sociale. La eveniment au participat ONG-uri din municipiu, dar și autorități locale care susțin proiectele instituției. Asistenții sociali au recunoscut întotdeauna importanța interacțiunii umane și au folosit relațiile dintre oameni într-o manieră conștientă și deliberată în beneficiul celor care au nevoie de sprijin. Pentru a reuși să-i ajute pe oameni să-și schimbe viața într-un mod sustenabil, asistentul social trebuie să construiască întreaga relație profesională prin și prin baza unei relații umane de calitate. Nu este deloc ușor, însă cu pasiune și cu dăruință, cei de la Direcția de Asistență Socială Brașov reușesc acest lucru. Din păcate nu trăim într-o societate ideală. Suferința și dramele merg mână în mână cu realizările și bucuria, iar de multe ori semenii noștri sunt în situații limită și nu văd punctul de trecere. Nu ajung să vadă dincolo decât cu ajutorul oamenilor specializați din asistență socială. De aceea cuvântul de ordine astăzi ar trebui să fie recunoștință pentru acești oameni pe care fie
fie că vrem, fie că nu-i vrem, trebuie să existe în societate, trebuie să depună muncă pentru schimbare și așa cum nu există sănătate spirituală fără preot, sănătate fizică fără medic, așa nu există sănătatea societății fără asistentul social. La mulți ani lor! Cu ocazia acestei zile, astăzi am vorbit despre Academia Seniorilor, un proiect destul de important pentru noi, municipiul Brașov, ținând cont de faptul că securitatea persoanelor vârstnice reprezintă o componentă importantă și o prioritate a noastră a municipalității. Prin felul acesta reușim să reducem o parte din riscul care duce la excluziunea socială a acestor seniori. Reprezentanții direcției au organizat și Ziua Porților Deschise, prin care au oferit posibilitatea publicului larg de a vizita centrele care oferă servicii sociale și au sediul în clădirea Căminului pentru persoane vârstnice din Noua. Ziua Mondială a Sindromului Down a fost marcată joi și la Brașov. Persoanele care au această boală au nevoie de atenție și de afecțiune, dar ce este cel mai important, nu trebuie marginalizate. Asta și-au propus să evidențieze organizatorii evenimentului desfășurat la un hotel din centrul orașului. Bine ați venit, dragi invitați, dragi părinți și copii! A trecut un an și azi a sosit și nu martie, o dimineață de primăvară. Tu prești bucurie pe toate persoanele cu stâmul Down din lume. Într-adevăr, este pentru mine o onoare, deși eu am adoptat acest copil cu sindrom Down, mama lui fiind decedată. Pentru noi înseamnă foarte mult că cât mai multă lume înțelege problemele noastre și se aplacă asupra nevoilor acestor copii atât de minunați. Includerea în societate a copiilor și a adulților cu sindromul Down a fost principalul obiectiv al evenimentului. Copiii pregătesc în fiecare an împreună cu personalul de specialitate această zi pe care vor să o marcheze așa cum trebuie. Este o zi specială pentru niște oameni minunați, niște oameni care trebuie să aibă șanse egale în societate și încercăm să-i sărbătorim cum putem mai bine. Întotdeauna am fost alături de ei, atât din punctul viceprimar cât și de cât sunt la Consiliul Județean și să fie liniștiți. Consiliul Județean, atât eu cât și președintele și întreg plenul Consiliul Județean, vom face tot ceea ce putem să-i ajutăm ca să aibă o viață cât mai normală și ei sunt copiii noștri. Alături de copiii cu sindrom Down au pictat, s-au jucat, au colorat și au dansat micuții de la școala numărul 25. În Brașov sunt 174 de copii care au această afecțiune și 109 adulți. Sindromul Down este o boală genetică ce afectează un copil din aproape 1000 la nivel mondial. Deși au trăsături fizice caracteristice, cu o îngrijire adecvată, persoanele afectate de această boală pot duce o viață normală și activă. Festivalul concurs de muzică populară, intitulat Flori în Țara Bârsei, revine la Brașov. În cea de-a 12-a ediție, pe scena de la Centrul Cultural Reduta, vor urca tineri interpreți cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani din aproape toate județele din țară. Cei mai mulți dintre concurenții care s-au înscris în competiție au fost premiați la alte evenimente muzicale asemănătoare. Urcăm încet spre nord. Ajungem într-o altă regiune plină de tradiții și datini, și anume în Bucovina. Pădurii verzi și geasă,
Lasă-mă să-mi fac o casă. În această ediție s-au înscris 50 de tineri, dar vor fi selectați în urma unei preselecții care va avea loc sâmbătă dimineața, doar cei mai talentați dintre ei. Aceștia se vor duela în concursul din aceeași zi, care va începe la ora 18. În acest an vor fi acordate celor mai talentați concurenți trofeul festivalului, premiile 1, 2 și 3, mențiuni, un premiu special pentru autenticitatea costumului interpretului și un premiu de popularitate. Trebuie să vă gândiți că românul cântă și de bucurie și de necaz și de foame și de orice. Copiii învață să cânte. Pentru mulți, a cânta muzică populară și a performa pe scenă ca solist de muzică populară devine de multe ori o meserie. Sunt și foarte bine plătiți cei care ajung să performeze la un nivel foarte înalt. Nu am niciun fel de frică cum că acest lucru va dispărea vreodată. Cel puțin câtă vreme vom mai fi încă români pe acest pământ, se va cânta românește și copiii vor veni și la acest festival la Brașov. Bugetul total al festivalului este de aproximativ 55.000 de lei. Florințara Bârsei se desfășoară în 23 și 24 martie. În prima seară va fi spectacolul concurs, iar în a doua va avea loc gala laureaților. Sâmbătă, publicul va putea participa gratuit la eveniment, iar duminică accesul se va face pe baza unui bilet în valoare de 10 lei. Nu este o noutate faptul că suntem dependenți de telefoanele mobile. Rețelele de socializare ne țin ocupați cu orele, iar atunci când ne întâlnim cu prietenii, tot la ele suntem atenți. Acest comportament, care nu face decât să ne îndepărteze de cei dragi, a primit și o denumire de la specialiști. Se numește fabbing și vine de la alăturarea a doi termeni din limba engleză, phone și snapping. Astfel spus, suntem mai interesați de smartphone decât ceea ce spun sau fac oamenii de lângă noi. Psihologii spun că această atitudine nu face decât să ne îndepărteze prietenii. I-am ignorat odată, de două ori, ei ne copiază comportamentul și îl aplică, iar la final nu mai există niciun tip de relație. Majoritatea dintre noi am putea să ne propunem ca obiectiv de dezvoltare personală asta de a trăi mai mult în interiorul nostru și mai puțin în afara noastră. Adică să ne preocupăm la felul în care se simt activitățile și relațiile și momentele prin care trecem în viață și să ne preocupăm mult mai puțin de felul în care arată ele. Să ne propunem o oră, poate 6, 7, 8 seara, telefonul să rămână undeva într-un anumit loc al casei, dat pe vibrații, nu știu, sau pe silențios și să nu mai avem treabă cu el. Da, adică să-l lăsăm acolo și dacă e vreo urgență, cu siguranță aflăm, dar altfel să-l lăsăm acolo și să fim atenți la altele. Dacă nu vom învăța să ignorăm notificările de pe rețele când socializăm la terasă, la serviciu sau pe stradă, lumea reală nu va mai fi așa cum o știam înainte ca smartphone-ul să ne conducă viața. Fabbing poate duce la izolare, avertizează psihologii și nu mai reușim astfel să ne bucurăm de clipele petrecute cu familia sau prietenii. Scena muzicii underground din Brașov iese în față odată cu lansarea celui de-al doilea album oficial ce poartă numele lui Casap. Acesta vine la mai bine de 5 ani după primul său album intitulat Poezii de la Ospiciu. Inspirat de către artiști cum ar fi Uten Clan sau Chelu, Casap își dorește să aducă muzica rap la urechile a cât mai multor împătimiți ai genului. La
început a fost cuvântul și o sticlă de absint. Am un drăgușor pe umăr care îmi seamănă leit. Mă distrez cât pot de des, fără motiv întemeiat. Merg la escorte amnezice pentru clipe de neuitat. Întreabă-mă ce fac, sunt mai bine ca niciodată. Asta reiese din veselia mea destul de pronunțată. Căci dacă vreți o porție de hip-hop autentic, veniți pe 23 martie în Alt Square, Brașov. E partiul la mine acasă, vid și căpușe, știu ce înseamnă o primire călduroasă. Am doar cât... Casap este mai mult decât un nume de scenă. Artistul încearcă să-și transpună în versuri viața și experiența sa din trecut până în prezent. Versurile tăioase, cu subînțeles, dar și cu nuanță umoristică, fac parte din repertoriul său. Serviciul de probațiune, niște probleme personale din care am învățat foarte multe și m-au inspirat foarte mult. Încă din 2013, an în care și-a lansat primul album, Casap a urmărit să ofere nu doar melodii, ci și experiențe tuturor ascultătorilor săi. La mai bine de 5 ani după lansarea primului său album, Poezii de la Ospiciu, artistul vă invită în această sâmbătă la cea de-a doua lansare a sa oficială, Serviciu de Probație, un album cu și despre Casap. Concert Casap, yeah, baby! Roșu când cobor din private jet. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Iulia Bobaiță, urmăriți în continuare programele Mix TV.